acum ieri am concluzionat primele 6 paneluri și astăzi rămân 3. Revin cu întrebarea la dumneavoastră dacă mai este necesar să fiecare moderator să mai revină cu o concluzie de bază sau nu. Să cunoaștem cum să organizăm evenimentul. E ok că tot știm, cunoaștem sau e ok să vină să prezinte încă o dată? Ok, haideți să facem așa, dar atunci îi rog pe cei 3 moderatori a panelurilor de astăzi să vină să ne comunici concluziile, ce s-a discutat în cadrul panelurilor, care sunt problemele de bază identificate și acele recomandări incluse în rezoluție, după care vom merge la etapa următoare și anume o voi ruga pe colega mea Ana să vină să prezinte rezoluția pe ecran, unde dumneavoastră veți vedea ce am introdus în ea, ce modificăm și noi am fi vrut să o finalizăm undeva luni ca să o publicăm. Astăzi nu reușim, vrem să fim cu mintea clară, să o mai revizuim încă o dată. Deci o să rog primul atelier, schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre. Katia? Bună ziua! La atelierul referitor la schimbările climatice și reducerea riscului de dezastre, noi am discutat situația de azi cu care se confruntă țara noastră față de evenimente extreme. Deci am ascultat de rolul Serviciului Hidrometeorologic de Stat ca furnizor de date și implicarea lor în procese respective. După asta a fost o prezentare de tehnologii de adaptare la schimbări climatice și ca rundă de prezentări noi am concluzionat cu activități practice de adaptare în domeniul agriculturii care a fost prezentat de colegii din malul stânga Nistrului. Deci, pe urmă, noi am avut așa o discuție foarte interesantă unde am depistat câteva probleme, anume de implementare legislației și documentele politice în vigoare, alocarea resurselor cât la nivel național, atât la nivel local, accesarea informațiilor deja existente, monitorizarea încălcării de mediu, anume, de exemplu, arderea sau folosirea apei de subterane. Deci, noi ca puncte pentru rezoluție propunem că va fi întărit parte de implementarea a legislației, că o să fie mai multe resurse alocate pentru parte de adaptare, anume pentru ONG-uri de mediu care au capacități de a gestiona proces la nivel local. Noi tot am discutat și achiziții verzi durabile, atât ca proces la nivel național, care a fost discutat și ieri în cadrul primului atelier, atât noi am venit cu o inițiativă de a elabora un cod de etică pentru, haideți să începem de la noi, de ONG-uri de mediu, pentru a fi verzi, deci cum de organizat activitățile noastre în așa mod, că ele o să fie într-adevăr verzi, că noi o să fim un exemplu. Și deci, având colegi din ambele malul Anistrului, a fost tot o discuție că este necesar că când planificăm intervențiile, că ele va fi accesibile pentru toată țara, să implicăm pe toți. Deci, am discutat mult, dar asta, așa, concluzii pe scurt. Mulțumesc! Da. Interesant, un atelier ura, minunat, un atelier interesant, o discuție interactivă și pe fonul ăsta, avem și live, îmi pare că da? Minunat. Noi am avut un atelier dedicat subiectelor de informare și comunicare, în care am discutat despre cum atragem publicul de partea noastră, cum îl facem să înțeleagă mesajele pe care noi vrem să le aducem.
Am avut ca vorbitori pe Cătălina Molodoi, directoare dezvoltare la Asociația Jurnaliștilor de Mediu, Elena Tacu, expertă în comunicare, educare participativă de la Ecovizio, Silvia Ursul, vicepreședintă la Societatea Păsărilor pentru Protecția Păsărilor și Naturii, și Alex Nisteriuc, colegul nostru de la EcoFM. Ei toți au vorbit despre metode interactive de prezentare a informației și de implicare a publicului. Noi la ce concluzie am ajuns? Că pentru ca temele noastre să fie auzite de către publicul la care ne-am propus să ajungem, este important să livrăm informația cât mai divers, interactiv, participativ. Să trecem de la strict informare la acțiunea, pentru ca omul să fie determinat, după ce a auzit informația, după ce a aplicat-o la nivelul sălii în care i-am livrat informația, să o ducă mai departe în comunitate, să fie el acel motor transmisător de informații. Să utilizăm metode interactive și noi am exemplificat fiecare dintre noi cum utilizăm jocurile, caricaturile și alte elemente participative de livrare a informației, că este mult mai bine să ajungi la mesaj la public prin asemenea metode. Am discutat subiectele dificile, că trebuie ele prezentate interesant, că expertul trebuie neapărat să fie însoțit de un comunicator, pentru că noi ca experți putem să avem foarte multe informații, dar să nu ajungem cu ea la publicul nostru, dat fiind că ea nu ajunge prin metode interactive, nu este înțeleasă de public. Și am avut exemplu și întrebarea de la domnul Miron, care a spus, eu am o serie de materiale extrem de importante, rapoarte, în proiecte elaborate și ele se pierd, ele undeva se prăfuiesc, ele încă sunt actuale și așa e pentru toți. Ce facem ca ele să ajungă la public? Și noi am constatat că proiectul nu trebuie să termine adică se termină proiectul, dar noi trebuie să valorificăm materialul care l-am adunat și pentru asta trebuie să avem comunicatori în echipele noastre, în proiecte să avem comunicatori și în echipe să avem comunicatori care în timp ce noi suntem focusați să atragem alte proiecte, ei vor valorifica și vor transforma într-un mod activ și util pentru publicul larg informația pe care noi am acumulat-o, acele cercetări deosebite, rezultate la care am ajuns, ele să nu rămână la noi doar pe masă și la finanțători pe masă când se termină proiectul, să-i găsim metode interesante de a le prezenta. De la puzzle-uri, la jocuri, la cartoons și alte elemente care să atragă publicul, să ajungem la fiecare din publicul nostru țintă, care vrem să ajungă, să determine schimbarea. Am avut o discuție interesantă despre termeni și am constatat că e nevoie de un fel de glosar, să zicem așa, dicționar al termenilor și am zis așa, că a pornit totul de la Silvia Ursu, zic că dacă vrei să superi un biolog, spui molie. Dar nu, dacă vrei să-l bucuri și să-l faci prieten, spui fluturi de zi și fluturi de noapte. Și am adăugat aici, dacă vrei să superi un silvicultor, spui defrișare. Dar dacă vrei să-l ai prieten și să continui de un dialog interesant, spui tăiere de diferite categorii. Curățare sanitară și așa mai departe, da? Și Alex Nisteriuc a zis, dacă vrei să superi un geolog, îi spui piatră, spui că asta e piatră, dar dacă vrei să-l ai prieten, spui că asta e rocă. Deci, prin asta noi am concluzionat și ne-am dat seama cât e de important să ai o comunicare corectă, dar totodată și aproape de cetățeanul tău, da? Și nu, să nu superi nici expertul, dar să nu superi nici omul care te ascultă, pentru că ei nu vor primi mesajul dacă noi îl vom livra tehnic, academic, și ei vor spune că voi acolo la Chișinău sau la tine la primărie sau la tine la ONG, tu nu știi nimic. Eu știu cum e viața și cum străiește. Să facem în așa fel încât cel care zici că știi cum e viața și cum străiește, să ne asculte pe noi, să livrăm mesajul pe înțelesul lui, dar nu simplist. Să nu coborâm la nivelul în care, da, el dacă nu înțelege mesajul, noi primitiv, da, mesajul, dar îl transmitem pe înțelesul lor. În fine, cam diferite metode de participare am aplicat. Chiar la noi în atelier a fost interesant și în rezoluție am zis că am propus să includem aspecte precum importanța unui core suport pentru organizații și această posibilitate să existe de la diferiți donatori, să încurajăm diferiți donatori să includă proiecte de sprijin core suport
sprijin organizațional pentru societatea civilă, pentru ca să fie posibilitatea inclusiv pentru aspectele de comunicare și de, de perpetuare a experienței organizației către publicul larg. Să nu se termine totul la un proiect, dar să existe această valorificare în timp, inclusiv și pe partea asta de, de comunicare. Includerea în proiecte, chiar dacă donatorul nu cere, să insistăm ca să existe acolo linia, să o includem, linie de comunicare, linie de PR, pentru ca noi să reușim să ajungem cât mai mult la publicul nostru și totodată, în felul acesta, să ne atragem un om în organizație care ne va ajuta să, să valorificăm expertiza noastră foarte bună și rezultatele din proiecte. De asemenea, am zis că trebuie să avem un parteneriat comun și să includem experții și oamenii care pot comunica, să stea la aceeași masă de lucru și să, să valorifice experiența unul altuia. Expertul a spus teoria, iar, iar comunicatorul a transmis toată asta într-un mesaj, într-un mod foarte pe înțelesul publicului nostru. Și parcă în linii generale cam asta. Între timp, ce idei se mai, din tot ce am discutat, se mai sintetizează în concluzii, le vom include în rezoluție și vreau să vă mulțumesc pentru că ați fost la un atelier. Am avut și un atelier, la atelierul nostru interesant. Pentru unii a fost cel mai interesant. Ne bucurăm. Mulțumim! Mersi foarte mult, Lilia. Noi mai avem încă un atelier și anume plantări forestiere comunitare. Din păcate, Alexandru nu este, dar eu am să rog pe cineva care a fost în cadrul atelierului să prezinte discuțiile cheie, recomandările. 1, 2, 3. 1, 2, 2, s-aude, s-aude. Eu vă salut luminos, călduros și cu drag în mod repetat. Deci o să mă strădui succint. Ce să spun, mi-e frică față de colegii mei să nu redau la fel de mult și detalii cum noi am discutat, pentru că am discutat foarte mult, aprins, și noi tot am avut impresia că atelierul nostru este cel mai interesant. Da, dar cu certitudine regretăm că nu am reușit să fim prezenți și la atelierile colegilor noștri. La primul subiect care a fost prezentat de către domnul Petru Vinari, fapte bune, s-a pus accent pe life hack-uri, deci cum să decreăm echipa, așa ca să avem încredere în ea pe tot parcursul lucrărilor noastre, cum să selectăm terenurile așa încât să fie cele pe care lucrările noastre sunt în rezultat final așa cum noi ne dorim, cât de important este tehnica, echipamentul, încât să lucrăm mai binișor, să ne fie mai ușor să facem lucrarea, să nu fie atât de costisitoare chestia asta, cum să colaborăm cu colegii din alte organizații, cât de importantă este informarea și conlucrarea și colaborarea dintre colegi, în primul rând, care depun efortul ăsta, dar și cu comunitatea locală. Fără comunitatea locală, practic chiar nici îngrădirea și de protecție care se plantează poate să nu fie reușită. Cât de importantă este atragerea experților în a face lucrările cum trebuie, adică nu e chiar așa simplu, am luat și am plantat și tot. Chiar este important și ulterior cum să facem monitoringul lucrărilor. Al doilea subiect prezentat de domnul Gumeniuc referitor la experiența lor de plantare s-a pus accent pe același proces, dar experiența lor și este cumva valoroasă în aspectul practic. Deci cum o organizație reușește într-un timp foarte micuț să se ridice, și anume, 1, 2, nu ne apucăm să lucrăm cu orice colectivitate, doar acolo unde avem certitudinea 100%, că și primarul știe ce cu dânsul, și consilierii se înțeleg, și ne garantează el, și noi după ochii lui vedem că avem cu cine lucra, deci acolo plantăm. 2, dacă nu avem din start planificat îngrădirea, și o îngrădire așa budicică, cu costurile cât ar fi un hectar teren care este îngrădit, așa binișor, 400 de euro, apropo, costă, atunci când comunitatea locală se implică și practic lucrările de instalarea pilonilor și așa mai departe, de instalarea plasei, e din contul integral a colectivității locale. Mai departe,
momentele de accent pe speciile corespunzătoare locației unde se plantează, cu mențiunea faptului că pepiniera lucrează deja ajuns la o capacitate de 2 milioane de puieți. Și apropo, eu vreau să menționez că noi o să-i susținem chiar în timp apropiat ca să-și dezvolte capacitățile tehnice pentru a face lucrările mai bineșor. Adică noi tot vrem să beneficiem de faptul că ei deja au reușit. Da. Ne susținem reciproc. Mai departe a finalizat cu faptul că au planuri ambițioase, se concentrează doar la o anumită zonă, nu pe întreg teritoriul țării, ceea ce ia considerăm aspect practic foarte bun. Și în genere a fost o prezentare unde ne arată o organizație relativ tânără care obține rezultate foarte frumoase, care este o istorie de succes pe care trebuie să o împărtășim cu alți colegi. A treilea prezentare a fost mai puțin interesantă, vorbit mult, asta eu acolo ce v-am spus, am încercat să fac așa o mică delimitare dintre trei categorii de organizații, micuțe, începătoare, medii și mai mari, care ar fi întrebările care ei le găsesc și cu ce s-ar putea confrunta atunci când repede acești mici și mari mai sus și cât de importantă deja este la un nivel mai înalt să ai o colaborare bună cu autoritățile publice, în cazul nostru dacă vorbim de plantare cu Moldsilva, și bineînțeles n-am putut să evităm subiectul cu programul de împădurire, să-l vedem cât de mult noi suntem acolo și el este pentru noi ca să nu dispărem cumva la o anumită etapă parțial sau integral din peisaj. Și în final domnul Science-ul s-a venit cu prezentarea experienței Arboretum, eu vorbesc prea mult, am înțeles, unde iarăși a fost foarte valoros, dar a fost cu totul altceva decât cei... Anume s-a pus accent pe experiența lor cu pepiniera silvică, cu creșterea în sistem radicular închis, care sunt rezultatele lor, cât de mult este apreciată educația cu aspecte practice, foarte concrete, deci copilașii iau și cresc puiețește și după ce ies în gurei din sticlele astea de plastic le plantează, după ce ies în gurei să uit cum el crește mai departe. Deci iarăși o experiență foarte bună și în special în perspectiva ideii de extindere pe tot teritoriul țării cu pepiniere similare, cu serie similare în alte raioane. Și pentru noi a fost important din considerentul că statul n-ar trebui să stea într-o parte, să lăsă sectorul privat sau asociativ să dezvolte el întreaba lui, dar noi mergem cu programul nostru de țară. Deci fiecare își are aportul său și noi nu schimbăm deodată toată țara, dar partea care noi putem să o facem și să o facem bine, ea nu trebuie lăsată fără atenție. Ca și propunere, sigur că ne-am dori să avem o claritate a finanțărilor, unde toți actorii cheie știu rolul lor în programul de împădurire. Să vină domnul Alexandru după ce își face reevaluarea notițelor pe care le-a făcut la fiecare prezentare în parte. Vă mulțumesc pentru răbdare. Aude? Ok, am să repet încă o dată, dar pentru colegii care sunt online. Atât timp cât colega mea pune rezoluția pe ecran, ca noi să o vedem, să o comentăm și să o completăm acolo unde este necesar, am să rog Tatiana Ichim să facă o mini-prezentare despre apelul de proiecte care va fi desfășurat în cadrul proiectului Justiție Verde și unde poate dumneavoastră deja doriți sau veți avea inițiativa să depuneți un mini-proiect. Dumnezeu este persoana de contact, ulterior puteți să întrebați mai multe detalii în cazul când ele apar. Tatiana? Da, deci în linii generale noi încă n-am venit cu ghidul de aplicare la acest program, fiindcă este în procesul de...
Reșind din denumirea acestui program, Justiția Verde, ne vom axa în mod particular la litigii de mediu care sunt, vom vedea cum este asigurat accesul la justiție, vom aloca anume finanțări atunci când dumneavoastră la nivelul local ați identificat careva probleme de mediu, de lungă durată sau problemele care persistă și acolo unde au fost încălcat, fie îngrădit dreptul la acces de informație, fie au fost îngrădit, deci litigii de mediu va fi un fir roșu. Totodată se va propune patru alocare de cel puțin 4 granturi pentru mass media, pentru proiecte de investigații jurnalistice în probleme de mediu. Noi vom include obligatoriu și o parte de promovarea proiectelor pe ambele maluri ale Nistrului și aici vom miza foarte mult de implicarea ONG-urilor de mediu din partea stângă, fie prin proiecte de tip oglindă, fie prin alt tipuri de proiecte. Și nu în ultimul rând, vreau să vă spun că necatând la faptul că pentru noi era foarte și foarte surprinzător când am văzut că există foarte multe oportunități de granturi mici, dar noi cunoaștem că deseori birocrația raportării, aplicării strică practic mai mult timp, cred că noi alocăm pentru scrierea rapoartelor decât ne mijlocit pentru implementarea acestor proiecte. Noi vrem să fim ceva mai flexibili, mai simpli în ceea ce vom solicita. Și totodată, acum suntem în discuție, totuși să coborâm pragul de cofinanțare care oricum trebuie să fie pentru asociațiile care aplică, dar vrem să venim cu un suport către asociațiile nou create. Un aport considerabil pentru asociațiile noi care eventual nu au aceste resurse necesare pentru finanțare. Deci, în medie, fiecare grant va începe cu 15.000 de euro. Deci, încă o dată, imediat ce noi vom avea ghidul de aplicare confirmat, vă rugăm frumos să accesați pagina noastră și să nu accesați doar atunci când vom anunța granturi, dar ne urmăriți. Încă o dată vom aprecia foarte mult dacă dumneavoastră la fel veți împărtăși această oportunitate cu celelalte asociații. Mizăm foarte mult pe participarea asociațiilor din regiuni, fiindcă această sumă credem noi că este una care poate fi ușor valorificată de asociațiile care au mai puțini lucrători, mai puțini capacități, dar care au o dorință și care au o motivație foarte bună de a lucra și de a într-adevăr a deschide și a vorbi despre aceste probleme locale de mediu care există. Eu vă mulțumesc foarte mult, așa că noi sperăm că până la cel puțin în 2 săptămâni noi ne asumăm să anunțăm această aplicație. Așa că așteptăm foarte multe propuneri și încă o dată reișindem faptul că suntem o asociație care la fel căutăm și nouă cofinanțări. Noi vom încerca în cazul dacă o să vină mai multe proiecte care merită a fi finanțate, vom încerca să găsim și aceste surse adiționale de finanțare a proiectelor. Așa că vă încurajăm să aplicați și să ne urmăriți. Mulțumesc frumos! Site-ul EcoContact, pagina de Facebook. Noi, pe parcursul acestor 2 zile, de fapt, am avut niște ateliere foarte interesante și, ca urmare a acestor ateliere, s-au formulat câteva concluzii și recomandări atât pentru autoritățile publice centrale, dar și locale, cât și pentru donatori, finanțatori, partenerii de dezvoltare. În primul rând, rezoluția este în format de proiect, ea urmează a fi definitivată și cu ajutorul dumneavoastră o vom completa dacă vor exista sugestii și recomandări suplimentare. Respectiv, aceasta este partea de introducere. Conform estimărilor noastre, la eveniment au participat în jur de 110 persoane. Respectiv, prima parte a rezoluției este preambulul în care include constatările noastre, îngrijorările și
conștientizările în ceea ce privește protecția mediului, asigurarea dreptului la un mediu sănătos, susținerea asociațiilor obștiești, dar și celelalte probleme sau aspecte în ceea ce privește activitatea organizațiilor de mediu. Propun să nu citesc fiecare propoziție din această parte introductivă, din preambul, și să trecem deodată la direcțiile prioritare de activitate ale organizațiilor de mediu și să vedem dacă este necesar să mai completăm cu careva din acestea. Ion, te rog să reții aici. Deci, ca direcție prioritară am indicat continuarea activităților de dezvoltare a capacităților reprezentanților mediului neguvernamental, inclusiv și din alte domenii, prin implementarea măsurilor de protecție a mediului, folosirea durabilă a resurselor naturale, monitorizarea implementării acordului de asociere și a politicilor de mediu. Având în vedere că avem statut de țară candidată, considerăm că aceasta este o direcție din cele mai prioritare. În continuare, implicarea mai activă a promovării valorii râului Nistru în oferirea expertizei în negocierile interguvernamentale și ridicarea nivelului de conștientizare în rândurile populației. Problema Nistrului rămâne în continuare o problemă majoră pentru noi. Contribuirea la implementarea Convenției Aarhus prin desfășurarea campaniilor de informare și educație ecologică, promovarea activă a integrării principiilor verzi în toate sectoarele de dezvoltare, participarea activă în elaborarea, avizarea și promovarea proiectelor de documente de politici, documente în domeniul economiei verzi, circulari, eco-inovării, eco-etichetării, evaluarea impactului asupra mediului, conștientizarea și educarea în promovarea creierii locurilor de muncă verzi, prin evaluarea și monitorizarea indicatorilor de creștere verde, elaborarea planurilor de acțiuni și implementarea acestora în cadrul strategiilor de dezvoltare a organizațiilor, prin eficientizarea utilizării resurselor și reducerea amprentei de carbon a organizației și prezentarea unui exemplu de model de activitate verde, dezvoltarea și îmbunătățirea activității organizațiilor sectorului asociativ prin aplicarea unei abordări bazate pe drepturile omului, participarea publicului și accesul la justiție, continuarea și intensificarea procesului de monitorizare a încălcării legislației de mediu și sesizarea autorităților competente rămâne o direcție prioritară atât pentru organizațiile de la nivel local, cât și pentru cele de la nivel național. Implicarea mai activă a ONG-urilor de mediu în stabilirea sistemului integrat de gestionare a deșeurilor în toate regiunile țării și derularea campaniilor pentru publicul larg și cel profesionist prin consum sustenabil și prevenirea generării de deșeuri și promovarea cooperării organizațiilor de mediu, inclusiv între ambele maluri ale Nistrului, crearea codului de etică a organizațiilor de mediu și a ghidului privind activități verzi, Green Office, Green Meeting. Cam acestea sunt direcțiile prioritare de activitate a ONG-urilor. Dacă ar fi careva sugestii și propuneri, vă rog să ridicați mâna. Dacă nu, trecem mai departe la următorul capitol. Vă rog. Anatolie Prohnițchi, președintele Partidului Verde Ecologist. Eu aș propune să includem aici și educația ecologică ca o sarcină. Păi, ca direcție de prioritate, dar noi am discutat foarte mult aici, așa? Despre ca să fie inclus în programul de studii. Noi trebuie să insistăm. N-am văzut. Și a doilea a zis de redactarea, ori elaborarea ghidului. Eu aș propune ca să fie inclus ca să fie ghidul acesta destinat și pentru guvernanți, zicem, ministerii n-are a face, pentru că cunoaștem că ei nu cunosc mult despre protecția mediului și totodată la administrația publică locală. Pentru primari, pentru consilieri. Mersi.
Noi o să facem notițe despre sugestiile dumneavoastră, dar ceea ce ține de curriculum și educație ecologică este un pic mai jos către la solicitările către autoritățile publice. Mulțumesc mult! Bună ziua, Aurelia Bahnar, Asociația Circular. Eu doar o mică completare, că totul este după mine ok. Ceea ce ținea de managementul deșeurilor, aș veni cu o completare să fie în corespundere sau în conformitate cu cerințele, fie a strategiei, fie a noului program pentru gestionare. Eu personal am sesizat foarte multe asociații obștești la nivel național, tind să promoveze cumva diferențiat sau să puncteze obiectivele diferențiat. Și atunci cineva la nord promovează după un principiu colectarea și organizarea sistemului, cineva la sud vede altfel, adică să se cunoască în primul rând și să se țină cont de aceste cerințe uniform la nivel național. Mersi mult! Da. Aici eu vreau să dau citire unei propuneri din partea colegului nostru Ilia Trombițchi, care este acum este într-o deplasare și nu a putut să fie cu noi. Deci, ceea ce avem aici un punct convenție de la Aarhus, ceea ce se propune este o analiză detaliată a implementării convenției la nivelul Republicii Moldova și adoptarea unui plan cuprinzător de implementare acestei convenții, aprobat de guvern planul, dar obligatoriu nu numai pentru Ministerul Mediului, dar obligatoriu pentru toate structurile administrației publice centrale și administrației publice locale. Iar ulterior, în solicitarea deja către minister ca cel care generează grupul de lucru pe această convenție, să fie inclus și reprezentanți ai științei și care să fie partea grupului de lucru. Eu aici aș vrea să completez că am dorit să avem o analiză inclusiv poate și reprezentanții noi ca reprezentanți ai societății civile să ne implicăm într-o analiză detaliată a implementării diferitor convenții la care Republica Moldova este parte și ca să ne dăm seama la ce etapă suntem. Convenția Ramsar, Convenția CITES și alte convenții importante la care noi facem referință în activitate și ar fi bine să știm la ce nivel suntem, care sunt obligațiunile, pentru că statul are niște obligațiuni în cadrul acestor convenții, dacă ele sunt respectate, rapoarte și alte cerințe la care trebuie să atragem atenția. Și aici eu aș vrea în preambul un pic să completăm acolo aspecte privind Planul Național de Împădurire, care este acum, să punem, pentru că vorbim acolo că sunt păduri puține, dar deja avem și un plan. Și atunci noi nu pur și simplu doar că conștientizăm o existența unei probleme, dar noi trebuie să ne implicăm cu toții în realizarea unor obiective naționale deja ce ține de împădurire, de exemplu, sau la deșeuri. Este important acolo de promovat nu doar sistemul integrat, da, de gestionare deșeurilor, dar chiar implicarea în deja la fața locului, la practică, pentru că noi nu mai vorbim de teorie. Noi deja avem concret regiuni în care trebuie să fie construite primele aceste platforme și acolo e nevoie deja de implicarea noastră, monitorizarea noastră. Cred că aceste accente ar fi bine să le includem în rezoluție. De rând cu solicitarea unei implicări largi a societății civile în procesul decizional la nivel guvernamental, la nivelul Ministerului Mediului. De asemenea, și importanța comunicării cu publicul larg, așa cum noi am vorbit și în atelier, prin diferite metode. Și n-am văzut aici la partea de finanțatori, noi ziceam de cel core support, poate ar fi bine. N-am ajuns încă, scuzați. Da, gata, m-am oprit aici, tară. Poftim, Ana. Mersi mult, Lilia. Colegii mei fac notiții despre toate sugestiile și recomandările și noi ulterior vom completa rezoluția cu sugestiile dumneavoastră. Poftim. O mică obiecție la prelucrarea deșeurilor la reciclare. Da? Iată aici.
Vreau să zic că a fost făcut, să vede că anume punctul acesta încă pleacă mai înainte. Acum, foarte important este la ziua de astăzi. Deja există proiectele astea concrete de reciclare totală a deșeurilor prin peletizare și producerea de energie. Este cel mai important moment acum, anume că dacă energetica stă la ordinea zilei, noi trebuie numai decât să ne implementăm, pentru că proiect concret, dar aici eu nu știu cum ar suni importanța sortării și reciclării, e o frază cam prea generală, dar mai departe ar trebuiască numai decât de punctualizat anume acest moment, că reciclarea lor... Da. Dacă ați înțeles ce am avut în vedere, da? Că anume concret reciclarea cu producerea de energie. Ok. Aici o nuanță. Acestea sunt direcții prioritare de activitate pentru ONG-urile de mediu. Adică ceea ce noi, dacă din unele sugestii de ale dumneavoastră considerați că ar fi necesare pentru, ca sugestii și recomandări pentru autoritățile, se regăsesc un pic mai jos, despre care vom discuta. Acestea sunt direcții prioritare pentru ONG-urile de mediu pe care noi le-am indicat. Am colectat sugestiile și urmează să fie ajustată declarația. Așa, mai sunt sugestii? Nu sunt. Ion? Mersi. Acestea în continuare sunt solicitările adresate către autoritățile publice, inclusiv în special Ministerul Mediului, așa cum a spus și doamna ministră ieri, că toate sugestiile noastre vor fi luate în considerație. Și așa. Una din ele este punerea la dispoziția publicului pentru consultări în corespundere cu legislația de mediu și legislația privind eficiența energetică a tuturor proiectelor de acte normative, inclusiv elaborarea și adoptarea cărora este prevăzută de acordul de asociere, iar ONG-urile să poată interveni în procesul de consultare atunci când proiectele de legi sunt fie în Parlament, fie în Guvern pentru adoptare, în vederea evitării cazurilor de excludere a anumitor prevederi din acestea, asupra cărora au fost agreat cu sectorul asociativ. Următoarea recomandare este instituirea mecanismelor de implementare a cadrului normativ de mediu și eficiență energetică și aici ar putea fi incluse și celelalte domenii legate de inclusiv managementul deșeurilor și celelalte domenii, că acum nu-mi vin toate în minte. Adoptarea planului de acțiuni și a mecanismului de implementare a Convenției Aarhus, precum și ajustarea prevederilor regulamentului privind accesul la informații de mediu și participarea publicului, deblocarea procesului de promovare a cadrului normativ privind funcționarea rezervației biosferei Prutul de Jos și a Parcului Național Nistru de Jos și îmbunătățirea modului de funcționare a Parcului Național Orhei, asigurarea unei finanțări, dar aici ar putea fi incluse inclusiv la toate areile protejate, nu doar, asigurarea unei finanțări durabile în domeniul arelor naturale protejate de stat și asigurarea a cheltuielilor sau finanțării acestora prin întreținerea și dezvoltarea și promovarea cercetărilor științifice din domeniu, publicarea proceselor verbale, dar nu numai, a ședințelor Consiliului de Administrare a Fondului Național de Mediu, care a fost reformat din Fondul Ecologic Național, și asigurarea prezenței reprezentanților mass media și a societății civile în cadrul acestor ședințe, inclusiv solicitarea delegării unui reprezentant din partea ONG-urilor. Aici urmează acest punct să-l completăm. Așa. Revenirea la un mecanism viabil de comunicare permanentă și schimb de informații cu Ministerul Mediului în procesul de identificare a necesităților de acțiune în domeniul mediului și asigurarea unui dialog în procesul de realizare a strategiilor de mediu,
stabilirea unor mecanisme de cooperare între autoritățile publice centrale și locale în vederea asigurării publicității, transparenței activității acestora în adoptarea deciziilor de mediu și participarea publicului la nivel local, inclusiv accesul la registrele locale cu informații de mediu, cum a fost sugerat și registrul spațiilor verzi, crearea și asigurarea funcționalității sistemelor informaționale de mediu pentru sporirea și garantarea unui acces la date de mediu conform prevederilor Convenției de la Aarhus. Este vorba de registru privind transferul de poluanți, emisii și transfer de poluanți și nu numai. Dezvoltarea sistemelor regionale de gestionare a deșeurilor, promovarea reciclării și reutilizării acestora, stabilirea unor ținte mai ambițioase pentru colectarea deșeurilor de produse supuse responsabilității extinse a producătorului, ambalaje, baterii, acumulatorii, uleiuri, echipament electric, includerea reprezentanților ONG-urilor de mediu în comisiile de evaluare a propunerilor de proiecte de dezvoltare regionale finanțate din bugetul de stat, și aici sunt mai multe fonduri enumerate, inclusiv ar putea fi și Fondul Național de Mediu. Finanțarea din Fondul Național de Mediu a programelor de creștere a capacităților ONG-urilor de mediu și subcontractarea lor pentru prestarea serviciilor de expertiză relevantă domeniului de activitate, promovarea energiei verzi prin diminuarea cotei TVA la sursele alternative de energie și materiale pentru eficiență energetică în perioada de criză după modelul țărilor europene, elaborarea mecanismelor de suport privind trecerea la energie verde, surse alternative de reducere a consumului de energie și eficiență energetică, elaborarea curriculumului privind educația de mediu și energie durabilă, evaluarea post-implementarea proiectelor investiționale privind sursele alternative de energie și mentenanță, și inclusiv monitorizarea funcționării acestora, și aici am putea să punem și nu doar proiectele investiționale în domeniul eficienței energetice, dar și celelalte proiecte. Elaborarea cadrului normativ privind creșterea și cultivarea plantelor energetice, precum și transformarea agriculturii în agroindustrie, stabilirea unui statut juridic comitetelor de subbazin și susținerea activităților lor în implementarea planului de management subbazinale, instituirea mecanismelor de susținere și motivarea voluntariatului în domeniul mediului și crearea cadrului prielnic pentru activitatea pepinierilor silvice private. Iată cam acestea din cei ce noi am reușit să le enumerăm ca solicitări pentru autoritățile publice, și dacă sunt careva sugestii sau pentru că nu am reușit să colectăm toate propunerile de la toate atelierele, respectiv unele propuneri din atelierele de astăzi urmează a fi completate, inclusiv propunerile despre care menționa și Lilia și Gabriel și cineva încă mai fost și Ecaterina. Da, putem să includem și implementarea, deoarece autoritățile sunt cei care ar trebui să implementeze, corect. Bine. Da, noi vom revizui și vom transmite tuturor. Da, iată, avem elaborarea cadrului normativ privind crearea și cultivarea plantelor energetice. Este o rugăminte. Pentru că la noi în Moldova există un conflict destul de mare și de mulți ani deja, anume în practica cultivării cânepei industriale, da? Și atunci aici într-o paranteză, după cultivarea plantelor energetice, în paranteză, salcia, sorgul zaharat, cânepa, adică câte... Da, pentru că s-ar părea că, dar este un moment foarte important, de atâta că numai Moldova nu cultivă planta aceasta, pentru că este plantă energetică, care ar salva și pădurea și așa mai... Nu vreau să fac mult politic, dar
odată însemnată în această rezoluție, încă o dată mă duc să-i scot ochii acolo, să-i arăt. Chiar vă rog frumos. În paranteză, pentru că nu încurc nimic, anume din enumerat 3-4 culturi energetice. Ce se are în vedere? Da? Mersi. Eu reprezint Asociația Dezvoltarea Turismului în Moldova și ieri am avut 3 propuneri. Din păcate nu le-am regăsit aici, deși am să atrag atenție la următoarele. Una din propuneri este promovarea unei agende pentru turismul verde, pentru că noi avem foarte multe proiecte care se dezvoltă ca și o componentă de turism și cumva lucrurile astea sunt răzlețe. Și în momentul în care noi nu avem un concept unic, se primește că noi cumva dispersăm eforturile. O altă propunere este elaborarea unui ghid național privind traseele ecoturistice, pentru că am observat pe diferite platforme, diferite ONG-uri creează, le marchează, le este, dar noi habar nu avem cine și unde sunt. Și o a treia propunere este aprobarea totuși a metodologiei privind ecoturismul arelor naturale protejate. Mersi. Mulțumesc. Colegii mei au făcut notițe. Dacă mai sunt careva propuneri, am să iau... Mulțumesc. Tot ieri eu am vorbit despre contribuția la mass media pentru tot ceea ce facem noi și în contextul ăsta nu știu dacă a apărut punctul referitor la dezvoltarea jurnalismului de mediu, virgulă, susținerea mass media de profil și aici, în paranteză, putem să enumerăm ceea ce am și aici putem să enumerăm ceea ce și ieri a fost spus, Natura, revista deșeurilor, postul de radio Eco FM, adică astea de profil să le avem aici incluse în dezvoltarea jurnalismului de mediu. Da. Și referitor la, fiindcă, nu știu, ieri n-a fost o dezbatere, cel puțin cât am fost eu, referitor la accesul sau penetrarea turismului în interiorul areilor protejate, aici este o problemă foarte sensibilă și noi deja avem unele rezultate care ne arată că dacă nu este o reglementare foarte bine pusă la punct, noi mai mult pierdem decât educăm. Așa că aici, împreună cu domnul Miron, cred că o să încercăm să ne gândim foarte exact, mai mult decât regulamentul propriu zis, ca să avem garanții că noi deschidem poarta, dar după ce deschidem poarta, mai rămâne și ceva din rezervații. Mulțumesc! Mulțumesc! Noi vom include propunerile dumneavoastră. Da, eu în principiu pot să intervin și la urmă. Da, deci mulțumesc domnul Viorel. Astea sunt 3 propuneri din cele 6 a panelului biodiversitate. Noi cu celelalte 3 venim înscris ca să completăm. Important în cât timp noi trebuie să venim astăzi sau mâine sau adică ca să cunoaștem astăzi și mâine. Deci astăzi, cel târziu mâine, transmitem și celelalte 3 propuneri. De fapt, le transmitem toate 6. Aici aș vrea să mă dau eu cu părerea mea, asta cumva o să reiterez o propunere anterioară, vedem noi în ce măsură considerăm oportun aceasta, eu consider că noi suntem foarte maturi comparativ cu majoritatea altor domenii din țară, ca și forum, ca și experiență și dacă noi cerem de la autoritățile noastre, inclusiv unele cazuri vrem o claritate mai multă de la donatori, este bine noi să vedem în ce măsură reușim în cadrul forumului să venim cu o detaliere mult mai clară, adică ce ne propunem să facem, cum ne propunem să facem, când și atunci în forumul anului viitor, dacă noi am reușit să facem ceea ce noi ne-am propus pentru noi și autoritățile au reușit să facă, în ce procent s-a reușit să facă, pentru că nu este bine să menționăm că s-au executat 10% din planul guvernului sau a ministerului cutare sau cutare și
noi să ne distanțăm de la aceasta, că noi tot ar fi bine să executăm 10 sau 20, sau noi ne dorim 90% din ce ne-am propus. Păi iată, dacă noi, și iarăși Eritrez, eu ne consider pe noi unii din cei mai buni în țară, așa, fiind modest, mi-aș dori să avem o claritate care sunt indicatorii pe care ne-i propunem noi, potrivit, poate nu rezoluții, dar anexii, sau vedem, pentru anul viitor. Așa ca noi să avem un progres continuu și să nu ne plângem de fiecare dată, iarăși și iarăși și iarăși. Poate vreau prea mult, dar consider că asta este important, cel puțin pentru mine. Mulțumesc! Mulțumesc mult, Gabriel, pentru propunere. Propunerea ta ar fi mai mult ca un plan de acțiuni pentru ONG-uri. Și pentru Consiliul ONG-urilor, ceea ce va trebui să avem un plan mult mai în detaliu și cu stabilirea indicatorilor. Poate asta ar fi mai potrivit, nu știu, deja toți o să hotărâm, ca plan de activitate a Consiliului ONG-urilor și obiectivele de activitate ale Consiliului, pentru că, până la urmă, fiecare organizație are și obiectivele sale individuale. Dar discutăm și vedem mai departe. Noi ne-am gândit să facem propuneri și pentru donatori, așa cum în cadrul sesiunilor de ieri au rezultat careva propuneri atât din partea donatorilor, dar și a celor prezenți în sală. Respectiv am formulat următoarele. Crearea platformelor tehnice de coordonare a asistenței externe în domeniile prioritare ale protecției mediului și schimbărilor climatice gestionate de Ministerul Mediului. Includerea componentei de suport organizațional și cel de creștere a capacităților organizațiilor de mediu în programele lor de finanțare, promovarea unui schimb de informații și experiențe cu organizațiile de mediu din Uniunea Europeană, crearea comitetelor donatorilor de conlucrare cu organizațiile asociațiilor obștești și susținerea ONG-urilor de mediu la nivel local de pe întreg teritoriul Republicii Moldova privind promovarea activităților de mediu. Iată, cam acestea sunt propunerile față de donatori, inclusiv rezoluția va fi transmisă și acestora. Dacă mai sunt alte propuneri la această etapă. Suport organizațional. Ok, am înțeles. Noi oricum, ulterior putem să ne așezăm și să reformulăm așa cum considerați propunerea dată. Dacă mai sunt propuneri. O clip. Da, inclusiv, ea tot este a noastră. Pare mi se ieri se discutase și despre posibilitatea de a extinde un pic durata de implementare a proiectelor și sumele alocate în implementarea acestor proiecte, adică să se revadă și acest aspect. Reieșind și din costurile care sunt acum, provocările aferente în sector, perioada și valoarea proiectelor care percătic domenii de, da. Ok, punctul ăsta noi o să-l reformulăm și vom include inclusiv aspectul de timp și de valoare a proiectelor. Ok, alte propuneri? Nu sunt. Eu am o propunere aici, dacă se poate, la donatori, pentru că noi avem experiența când diferiți donatori au diferite măsurători a eficienței implicației noastre. Atât din și cauza dacă este posibil aici de, eu știu, introdus o propunere privind măsurarea, nu măsurarea, dar mai degrabă, da, deci utilizarea unei grile comune de indicatori a eficienței implicației societății civile și asta ne-ar servi ca un fel de comparație și în timp și între noi și așa mai departe. Asta este ca propunere pentru donatori la grila lor de evaluare.
Și a doua propunere ține de formatul documentului. Am observat mai sus, sunt niște puncte care țin mai degrabă de autoangajamentele noastre ca și asociații de a ne conforma anumitor cerințe și așa mai departe. Dacă noi venim cu solicitări față de guvernanți, solicitări față de donatori, poate este bine să evidențiem punctele astea ca și autoangajarea noastră de a face ceva. Asta sună ca mai degrabă părți din, eu știu, o listă de doleanță, o listă în care noi ne-am încadra în diferite proiecte și așa mai departe, și aici trebuie să le listăm diferite. Dar autoangajamentele sunt cele care noi le putem măsura. Băi, tu faci activități, de exemplu, oficiu verde sau tranzacții verzi. Și asta înseamnă un pas înainte decât pur și simplu o listare a unor pofte. Deci este un autoangajament. Este o propunere. Da. Da. Am venit din diferite părți. Ok, bine. Noi să luăm în considerație propunerile dumneavoastră. O vom transmite tuturor pentru o ultimă vizualizare. Iar acum propun să o votăm în formatul în care este și ideea este că propunerile dumneavoastră sau sugestiile, ele ca esență, ideea va fi aceeași și formatul rezoluției în mare parte este cel prezentat acum, cu includerea celor pe care le-ați menționat acum. Da. Mulțumesc. Referitor la această rezoluție în preambul, noi trebuie să spunem foarte clar că forumul nostru susține integrarea europeană a Republicii Moldova în spațiul Uniunii Europene și îndeosebi pe componenta de mediu, ceea ce s-a vorbit, împăduriri, deșeuri, resursele acvatice și așa mai departe. Aici lăsăm posibilitatea ca să formulăm exact în terminologia Uniunii Europene această poziție clară a ecologiștilor moldoveni într-o susținere Republicii Moldova pentru aderarea la Uniunea Europeană și cred că mai jos o să trebuiască să fie un punct prin care noi trebuie să fim parte împreună cu Autoritatea Centrală de Mediu la acest proces de monitorizare și de participare a noastră ca să vedem cum directivele Uniunii Europene de Mediu încep să devină parte din politicile de mediu din Republica Moldova, legislația și tot ceea ce ar însemna directivele UE în Republica Moldova. Sunt gata să particip pentru ca să formulăm foarte exact lucrul ăsta. Ok, putem să ne așezăm la finalul evenimentului și să includem exact propunerea pe care ați formulat-o. Acum aș vrea, cu ajutorul dumneavoastră, să supunem votului rezoluția cu prezentările dumneavoastră. O să aveți mai multă experiență și cunoștință din experiențele anterioare. Rezoluția se votează? Da? Se votează. Ok, propunerea dumneavoastră, înaintez acum sau la final? Deci a fost o propunere, nu, zic de rezoluția privind conflictul din țara vecină. Da, vă rog frumos. Deci a venit o propunere din partea domnului Reniță, deja urmează să vă manifestați interesul sau dezinteresul față de propunere. Deci, propunerea mea este, adică sunt documentat, chiar am avut alaltă ieri o discuție cu cei de la Kiev. Se produc niște lucruri absolut înfiorătoare și pe partea de mediu. Adică noi azi nu putem să avem o înțelegere clară că nu știm câte mii de tone de explozibil zilnic sunt aruncate în aer. Alt aspect este distrugerea mai multor arii protejate și a parcurilor naționale din regiunea Herson, care aveau o tradiție încă imediat după, încă dacă nu mă înșel, din Rusia țaristă. Eu nu am putut să răspund inclusiv la cei de aici din Republica Moldova care
care sunt la moment consecințele. Dar și eu nu cred că și Kievul poate răspunde sau ce se întâmplă acolo. Dar țineți cont, centrala atomică de la Zaporojie este o chestie absolut de neimaginat dacă explodează un reactor și ne amintim de 1986 Cernobâl. Și în contextul ăsta, eu propun ca ecologiștii din Republica Moldova să fie solidari și cu ecologiștii din Ucraina și cu tot ceea ce înseamnă această mare nedreptate care se face în acel areal și să spunem foarte clar că noi condamnăm războiul și considerăm că ca inacceptabil pentru secolul 21 asemenea acte care se comit în spațiul, în spațiul Ucrainei și pe componenta de mediu. Deci aceasta este ideea mea, propunerea ca noi să nu stăm martori într-un proces care îl vedem zi de zi și care dăunează enorm, inclusiv mediul. Eu cred că când o să termine războiul și o să fac un bilanț, noi o să rămânem pur și simplu șocați că o să avem decenii în șir ca să repare aceste anomalii care s-au produs acum în Ucraina. Cam asta e propunerea mea. Este o rezoluție separată, nu intră în rezoluția propriu-zisă, deci este o rezoluție în fond cu atitudinea pe care o are Republica Moldova, am în vedere oficialitățile noastre față de tot ceea ce e Ucraina. Ea poate fi mai mult o declarație, o declarație de poziție. Cam ea intră în categoria declarațiilor de poziție. Da, mulțumesc. Deci, propunem să mergem pe rând. Votăm rezoluția legată de activitatea noastră a ONG-urilor, după care mergem la rezoluția propusă de dumneavoastră, luarea de poziție, declarația, da, luarea de poziție referitor la acțiunile care se petrec în Ucraina și consecințele pentru mediu. Exact. Deci, mergem la votarea rezoluției. Iar ulterior, post definitivare, ea va fi transmisă tuturor, făcută public, inclusiv pe site-ul nostru. Și acum propun, prin exprimarea votului, ridicarea mâinii pentru adoptarea rezoluției cu integrarea propunerilor care au fost formulate astăzi în cadrul acestei sesiuni, inclusiv cu includerea propunerilor formulate în cadrul atelierilor desfășurate atât pe parcursul zilei de astăzi și zilei de ieri. Vă rog să ridicați mâna cine este pentru adoptarea rezoluției ca urmare a activității Forumului ONG-urilor de mediu. Cine este pentru? Cine este pentru adoptarea rezoluției? Cine este împotrivă? Zero. Cine s-a abținut? Zero. Votare unanimă, da? Mie îmi vine greu să traduc în rus tot ceea ce am vorbit până acum. Îmi cer scuze. Cine s-a abținut?
никто не понял, что мы тут... О, персона, да. Așa, deci rezoluția a fost votată cu majoritate de voturi a celor prezenți în sală și acum să mergem să ne expunem asupra declarației și luării de poziție referitor la acțiunile care se petrec în Ucraina și consecințele acestora asupra mediului, propunere parvenită din partea domnului Alec Coreniță și acum... să înțeleg textul acestei declarații va fi formulat sau el este va fi formulat și vreau să supunem votul cine este pentru sau cine este împotriva sau împotriva luării unei asemenea poziții din partea ONG-urilor din mediu. Cine se abține? 1. Deci 2, da. Conceptul a fost... Da, deci ca un pic de liniște, vă rog. Textul acestei declarații va fi formulat, va fi distribuit cu dumneavoastră, respectiv dacă dumneavoastră o să identificați careva idei sau propuneri cu care nu sunteți de acord, puteți formulați în mesajul transmis către dumneavoastră că vă abțineți sau nu sunteți de acord să semnați o asemenea rezoluție. Și acum, pe final, cine este pentru o asemenea declarație din partea ONG-urilor de mediu? Pentru, exact. Vă rog să ridicați mâna ca să reușim să numărăm. Ah. 32, ok. Majoritatea. Ok, rezoluțiile au fost discutate, au fost votate, iar acum trecem la următoarea etapă, votarea și alegerea membrilor Consiliului ONG-urilor de mediu. La această etapă am să ofer cuvântul colegului Ion Marin, care va desfășura și procesul de votare, dar și va oferi și asistență, inclusiv și noi vom oferi asistență cum să votăm membrii, viitorii membri ai Consiliului ONG-urilor. Dacă este necesar, eu aș putea să mai menționez încă o dată cine sunt acei candidați, dar în principiu veți vedea și pe ecran cine sunt candidaturile. Un aspect pe care vreau să vă rog să țineți cont, că în cadrul Consiliului ONG-urilor este necesar să fie reprezentare din partea ONG-urilor de la nivel local. Deci avem 3 reprezentanți regionali și vreau să țineți cont că este necesar să fie reprezentare și din regiuni, nu doar la nivel național. Și să votați și pentru cei de la nivel de regiune. Salutări, colegi! Încercăm... Nu, eu trebuie să fiu la pupitru. Încercăm să aplicăm o tehnologie nouă prin e-voting, precum suntem în Green Meeting. Vom face alegere de tip ascuns sau închis. Fiecare are, sperăm mult că aveți telefon, gadgeturi pe Android sau iOS. O să vă rugăm să scanați QR codul. Dumneavoastră o să treceți în formularul de selectare a 9 membri a Consiliului ONG-urilor. Opțiuni sunt mai multe, dar aveți permisiunea de a selecta doar 9. Doar 9. Între timp, în format live, vedem statistica votării. În caz că nu aveți scanner QR, prin aplicația Viber există posibilitatea de a scana QR codurile.
Anatuai și organizația, da? Nouă opțiuni. Nouă candidați. Așa. Gabriel Mărgineanu, biotica. Gabi... Liniște o clipă. Am să dau citire candidaților cu menționarea organizației pe care o reprezintă. Noi, inițial, la etapa de colectare a candidaturilor, i-am împărțit în candidați care reprezintă o regiune și candidați naționali. Candidații regionali sunt următorii: Cimpoieș Vitalie, AOCU Tezătoru din raionul Fălești, Bejenar Veceslav, ONG Vitality Transnistria și Tatiana Marin, Mișcarea Ecologistă Ștefan Vodă. Pentru... Poftim? Candidații naționali. Resetăm. Candidații naționali. Andrei Dumbrăveanu, Institutul Verde European din Republica Moldova. Gabriel Mărgineanu, Societatea Ecologică Biotica. Ana Cazacu, Asociația Obștească EcoContact. Aleco Reniță, Mișcarea Ecologistă din Moldova, Victoria Coval, Asociația Femeilor Silvicultoare din Republica Moldova, Ilia Trombițchi, Ecotiras, Lilia Curchi, Asociația Jurnaliștilor de Mediu, Silvia Ursul, Societatea pentru Protecția Păsărilor și a Naturii, Aurelia Bahnaru, AOE Circular, Vladimir Ternavski, Asociația Obștească Ecovizio și Elena Culighin, Centrul Național de Mediu. Iată, aceștia sunt candidații și acum cred că mergem la procesul de votare. Thank you.
Vom începe de la cele mai multe voturi. Numărăm 9 candidați. 32 de voturi a acumulat Mărgineanu Gabriel, Marin Tatiana din regiunea Sud cu 32 de voturi, Curchi Lilea 32 de voturi a acumulat, domnul Riniță Alecu 31 de voturi a acumulat, 22 de voturi domnul Vitalie Cimpoieș din regiunea Nord, 28 de voturi a acumulat domnișoara Ana Cazacu, 27 Ursul Silvia. Am numărat cât suntem? Deci, 1. Opa, cine mai votează acolo? Domnul Gabriel a acumulat încă un vot în plus. Gabi, cui îi trimis QR codul? Domnișoara Culigin Elena, 27. Haideți să numărăm câți candidați au trecut. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 9. Și domnul Trombițchi cu 25 de voturi a trece. Nouă. Deci, votarea Consiliului a avut loc. Stop vot. Hai să felicităm Consiliul. Nu? Felicitări noilor membri a Consiliului. Aveți multă muncă. Sper că ați reținut ceea ce s-a transmis de către reprezentanții societății civile. Deja, Lilia, toți transmiți mai departe care e mecanismul, cum se lucrează, cum se votează, trebuie să alegeți un președinte, trebuie să alegeți un secretar și tot așa mai departe. Trebuie să ne implicați,
atunci când aveți posibilitatea sau aveți nevoie de noi și trebuie vocea ONG-urilor de mediu să fie prezentă. În acest context, noi de fapt, da, dar domnul Riniță la microfon ca să audă toată lumea. Deci este o chestie esențială ca acest Consiliu să lucreze. Eu vă spun din toată experiența, dacă nu găsim o modalitate ca să fie întreținut un secretariat, ceea ce a făcut Lilia Curche într-o perioadă foarte grea, eu n-am putut să fiu prezent, deci a făcut mai mult decât voluntariat. Trebuie de găsit o modalitate să avem secretariat. Acest Consiliu devine aproape un Consiliu ineficient dacă nu va fi acest secretariat. Poate să spună și Lilia dacă mai poate cineva să ei să facă 2 ani de zile secretariat, nu cred. Așa că trebuie de găsit o modalitate, fie cei care au votat, organizațiile care votează, să aibă o contribuție directă pentru secretariatul pe care ei l-au, sau Consiliul pe care l-au votat, fie acest Consiliu o să devină unul mai mult onorific decât funcțional. Asta e deschis, vă spun, ca într-o familie. Mulțumesc mult! Lilia? Mulțumesc și mulțumesc domnul Reniț, pentru că într-adevăr ați punctat un element esențial ca în orice consilii și acesta poate fi funcțional doar dacă există implicare tot din partea tuturor membrilor și dacă există un sprijin pentru funcționarea unui asemenea consiliu. De ce zic? Pentru că la activitatea Consiliului Național ONG-urilor de mediu, activitatea este, adică este vorba de acești oameni care au fost aleși, muncă voluntară, toți știm că asta se întâmplă în consilii și lipsa unui secretariat se are în vedere că nu există o persoană care știe că asta e responsabilitatea lui, în sensul că el poate să rupă o jumătate de zi în fiecare săptămână care se dedice activității acestui consiliu. Și lucrul ăsta să nu-l facă voluntar, dar să știm că există un secretariat care este susținut. Poate asta să fie un element, acum eu vreau să-l adaug, în rezoluție. Pentru că toate secretariatele la alte forumuri, alte consilii, inclusiv au aceeași abordare. Să existe un secretariat susținut. Așa au putut să, de exemplu, Platforma Națională a Parteneriatului Estic. Poate să întrețină, să fie viabilă dacă există un secretariat plătit. Adică o persoană care este nu neapărat din cei aleși, care este selectată ca să țină acest proces birocratic, hai să zicem așa, pentru că toți ne-am adunat, ne-am dat cu părerea, dar cine mai departe o spune tot asta? Într-un proces verbal, cine o să aibă grijă să transmită, să aștepte răspuns de la autorități, să aibă grijă de fiecare să fie implicat și așa mai departe, pentru că totul este activitate voluntară și fiecare are mai mult de 24 de ore în organizația în care este sau în alte organizații. Deci cam asta ar fi și sper că va fi un consiliu funcțional și noi vom reuși să fim vocali pe subiectele care le-am și enumerat în această rezoluție. Sunt foarte multe lucruri de făcut și sper ca toți ceilalți să susțină inițiativele care vor veni din partea Consiliului Național al ONG-urilor de mediu. Mersi! Mulțumesc mult! Aici, dacă nu mai are nimeni nimic să zică, o doleanță, o recomandare, o sugestie, atunci eu îmi rămâne doar să mulțumesc echipei organizatorice. Da, Lilia. Gabriel Mărgineanu, spune-te rog frumos, de ce n-ai ridicat mâna când a fost propus rezoluția pentru condamnarea crimelor de mediu și războiului? Eu vreau să-l ascult pe Gabriel. Foarte simplu. În primul rând, noi trebuia... Pentru mine e simplu. Pentru mine e simplu și vreau să argumentez de ce este simplu. Deci, în primul rând, noi trebuia să ne apreciem deodată foarte clar e rezoluție sau e declarație. Asta ajută... Ok, da. Deci, pentru mine este extrem de principial care este statutul juridic al documentului ca noțiune.
Doi, și asta urmează să includă în sine procedură. Doi, eu trebuie să am integral tot textul în fața mea și doar după ce eu am statutul și textul, după aceea eu mă expun asupra unui astfel de subiect. Și asta este o poziție categorică și în cazul în care eu cu textul, care este foarte bun, dar nu sunt de acord, eu votez sau mă abțin sau votez împotrivă. Mersi. Da. Poftim și spuneți? Da. Nu, eu nu comentez. Nu mai atâta vreau și eu o întrebare, că văd că el e foarte sincer. Și colegul nostru. Gabriel, spune-te, rog, până azi am o nedumerire. De ce ai acceptat să fii în Consiliul lui Dodon?